Bună dimineața! Dacă ar fi după mine, azi aș sta fix în acest fotoliu și n-aș face nimic, sau poate cel mult aș lua o carte în brațe, sau m-aș uita la un film, sau pur și simplu aș lenevi așa. Dar, din păcate, nu e după mine și repetiția ne așteaptă, așa că bună dimineața și hai să începem ziua. Am trecut la mișcare, prima repetiție la mișcare. Nu pot să vorbesc tare că se repetă. Prima dată pe scenă. Deci vii la mine și te învăț să faci găluște. Mi-e stare așa la mijloc. De ce ți-e stare la mijloc? Că pun prea mult griș. Nu e adevărat. E un secret, ți-l spun. Deci că trebuie să stai cu culița dreaptă în sus așa. Nu, e prostie. Dar cum să faci? O să-ți spun. Da? Dar mă cheță mă, nu? Da. Deci e filmat, da? Da. Să spună că s-a filmat. A zis că mă cheamă să mănânc și o supă cu gălușchi, că e preferata mea. Ține acolo. Gata repetiția, gata, mergem mai departe. Da, am venit până la Boca, este un restaurant aici, mă rog, Boca, era pe timpul acum în Osteria Țuca, să beau o cafea și să fac textul cu Madalina, pentru că mâine avem demnitate și textul e destul de greu, așa că am profitat de pauza asta până la spectacol să facem și textul la demnitate. No, ne vedem la spectacol, două loturi în seara asta la Teatrul Național. 076.384 universitate Constanța l-am luat. Ai câștigătorul, ai câștigătorul. Uite, uite câștigătorul. 1% din 1500 20 București la astronomie l-am luat. Până ce sunt 1500 de lei? 10 la sută leptere, nene, nu uita. Mă rog, mai bine. Cum adică ce poliție leftere? De mine mie nu ucea să ne obtunez, să vezi cum scot eu bine. Na. Sunt martor, dau și eu bere la câștig. Și ele nu mai sunt lăsați în berea pe care să vezi din norocul meu. Eu și norocul, ha, ha, ha. Bandele! Investigația criminală! Instrucțiunea criminală nu e deloc lucru ușor. Diversele seara și gazeta Mister la loterie, că se gătă o seara de bare și cea mai frumoasă dintre stele. Gata, am terminat spectacolul.
Mai avem o întâlnire. Și s-a terminat ziua, mergem în parc, scoatem cățelul. Alergăm puțin dacă... Oh, ce mă ustură fața. Să mamă, dar ce mă ustură fața. De ce? De la machiajul ăsta. Auzi, fii atent, dacă vrei, mai bine și la alții, dar să vină actor. Adică... Facultatea de teatru e o facultate foarte folositoare pentru foarte multe meserii. Poți să devii un prezentator de televiziune foarte bun, poți să devii să-ți folosească pentru comunicare, poți să faci workshop-uri de dezvoltare personală, poți să faci o groază de lucruri cu facultatea de teatru. Deci nu e musai să devii actor. Acum sunt și foarte puține locuri de actori în teatru și vedem și noi că e o inflație de actori peste tot. Așa că, na, cine de la facultatea de teatru trebuie să gândească bine. Pe lângă faptul că arăt cam groaznic, asta e, vin de la spectacol la două loturi, s-a terminat ziua. S-a terminat ziua, am ajuns acasă, ziua 10. Ziua 10, 10 zile de când fac, nici nu știu cum, daily vlog, habar n-am, nici nu vreau să spun nici cum. Suntem deja vreo 500 de oameni aici, ceea ce am luat o gură de mâncare pentru că mi-era foarte foame. Ceea ce mă bucură foarte tare, vă mulțumesc că vă uitați la lucrurile astea. Deși v-am spus, recunosc că se poate trăi liniște și fără asta, dar mă bucur că suntem împreună aici și na, sper să reușesc să fac cele 100 de zile pe care mi le-am propus. Depinde și de voi, depinde și de mine. Eu vă aștept comentariile în continuare aici pe vlog. Dacă aveți subiecte, să propuneți lucruri, să facem, să ne gândim, să discutăm, cu mare drag, în măsura timpului puțin care este, îl folosim așa. Mâine o zi foarte grea, dar discutăm despre asta mâine când începem ziua. Bun, cine urmărește videoclipul ăsta dimineața, bună dimineața, cine îl urmărește la prânz, să aveți o zi bună, iar cine îl vede seara, vă doresc o noapte liniștită.